Capitolul 49 Dave Williams era nervos. Trecuseră aproape 5 ani de când Plamneli cântase ultima dată pentru un public. Acum erau pe punctul de a se prezenta în fața a 60.000 de fani pe Kendall Park din San Francisco. Să cânti în studio nu era deloc același lucru. Banda era iertătoare. Dacă greșeai o notă, dacă vocea ta dădea greș sau dacă uitai versurile, puteai să ștergi greșeala și să încerci din nou. Orice mergea prost în seara aceea avea să fie auzit de toată lumea aflată pe stadion și nu avea să fie iertat niciodată. Dave își spuse să nu se mai poarte prostește. Făcuse asta de sute de ori. Își aminti cum cânta cu The Guardsman în barurile din East End, în Londra pe vremea când nu știa decât câteva acorduri privind în urmă se mira de îndrăzneala lui tinerească. Își aminti noaptea în care Geoffrey și se beat mort la clubul de Dave din Hamburg, iar Vali urcase pe scenă și cântase soloul de chitară fără repetiții. Zile fericite și norocoase. Dave avea acum nouă ani de experiență. Era mai mult decât întreaga carieră a multor vedete pop. Oricum, pe măsură ce fanii se adunau cumpărând bere și tricouri și hot dog, toți având încredere că Dave le va asigura o seară măreață simțică, tremură. O tânără de la compania muzicală care distribuia Nelly Records intră în cabina lui și îl întrebă dacă are nevoie de ceva. Fata purta pantaloni bărțați și un tricou tăiat care punea în evidență fața perfectă. Nu mulțumesc, dragă," spuse el. Toate cabinele aveau un mic bar cu băuturi, bere, sucuri, gheață și un cartuș de țigări. Dacă vrei ceva ca să te relaxezi, să știi că am adăugă ea. El clătină din cap. Nu voia droguri acum. Poate va fuma un joint după aceea. Ea insistă. Sau dacă vrei știi tu orice, îi oferea sex. Era tot atât de atrăgătoare și de subțire pe cât putea fi o blondă californiană care toate erau foarte frumoase într-adevăr, dar el nu avea chef. Nu mai avea chef de când o văzuse ultima oară pe Bip. Poate după spectacol se gândi el. Dacă mă îmbăt suficient se gândi. Apreciez oferta, dar acum vreau să dispar, spuse el ferm. Ea nu se arătă ofensată. Anunță-mă dacă te răzgândești, zise ea veselă înainte să iasă. Concertul din seara asta era în beneficiul lui George McGovern. Campania lui electorală reușise să aducă tinerii înapoi în politică. Știa că în Europa ar fi fost considerat de centru, dar aici era considerat de stânga. Criticile lui dure la adresa războiului din Vietnam îi încântaseră pe liberal, iar el vorbea cu autoritate pentru că avea experiența celui de-al doilea război mondial. Sora lui Dave Evi intră în cabina lui ca să-i ureze succes. Era îmbrăcat astfel încât să evite să fie recunoscută cu părul îngrămădit sub o beretă din tuet cu ochelari de soare și o jachetă de motociclist. Mă întorc în Anglia, spuse ea. Fu surprins să aud asta. Știu că ai avut parte de articole proaste în presă de când cu fotografia din Hanoi, dar uh, Ea clătină din cap. E mai rău decât atât. Astăzi sunt urâtă tot atât de pasional pe cât eram de iubită cu un an în urmă. Este fenomenul pe care l-a observat Oscar Wilde. Ne întoarcem unul împotriva altuia cu o repeziciune uimitoare. M-am gândit că o să treci peste asta. Așa am și făcut pentru o vreme, dar de șase luni nu mi s-a oferit niciun rol decent. Aș putea să joc o fată curajoasă într-un western o într-o improvizație în afara Broadway-ului sau orice rol doresc în turneul australian cu Jesus Christ Superstar. Îmi pare rău, n-am știut. N-a fost tocmai ceva spontan. Ce vrei să spui? Vreo doi ziariști mi-au spus că au primit telefoane de la Casa Albă. A fost ceva organizat? Cred că da. Uite ce e, eram o celebritate care l-a atacat pe Nixon cu fiecare ocazie. Nu este surprinzător că a băgat cuțitul în mine când am fost suficient de proastă încât să-i ofer ocazia. Și nu e incorrect. Eu fac tot ce pot ca să-l las fără o slujbă. E cam mult pentru tine și s-ar putea nici măcar să nu fie Nixon. Pe cine cunoaștem care lucrează pentru Casa Albă? Fratele lui Bip? Lui Dave nu-i venea să creadă. Cum ți-a făcut asta? S-a îndrăgostit de mine pe vremuri la Londra, iar eu l-am refuzat destul de dur. Și a ținut ranchiuna atâția ani? N-aș putea să dovedesc asta niciodată. Nemernicul. Așa că mi-am scos la vânzare casa și din Hollywood am vândut de capotabilă și mi-am împachetat colecția de artă modernă. Ce o să faci? Lady Macbeth pentru început. O să fie extraordinară. Unde? Stratford Upon in Avon. Intru la Royal Shakespeare Company. O ușă se închide și o alta se deschide. Sunt foarte fericită că o să joc din nou Shakespeare. Au trecut zece ani de când am jucat Ofelia la școală. Nud, Evi zâmbi jalnic. Ce mai spectacol a fost! Erai și atunci o actriță bună. Ea se ridică. Te las să te pregătești. Bucură-te de seara asta, frățiorule. O să fiu un public dansând. Când pleci spre Anglia? Mâine voi fi în avion. Anunță-mă când ai premiera cu Macbeth. Voi veni să te văd. Ar fi drăguț. Dave și împreună cu Evie. Scena fusese construită pe o schelă temporară la un capăt al terenului. În spatele scenei o mulțime de hamali sunetiști, oameni de la compania de discuri și ziariști privilegiați stăteau în iarbă. Cabinele erau niște corturi întinse într-o zonă îngrădită. Bas și leu apăruseră, dar nu se vedea nici urmă de valii. Dave se baza pe Bip să-l aducă pe valii la timp. Se întreba neliniștit pe unde or fi. La puțin timp după ce plecă Evi, părinții lui Bip veniră în culise. Dave era din nou în termen buni cu Bela și Udi. Hotărât să nu le spună ceea ce Evi tocmai îi comunicase despre cam lucru care stârnise presa împotriva ei. Democrați de o viață erau deja enervați de faptul că fiul lor lucra pentru Nixon. Dave voia să știe ce gândea Udi despre șansele lui McGovern. George McGovern are o problemă, spuse Udi. Ca să-l învingă pe Hubert Humphrey și să obțină nominalizarea, trebuie să distrugă puterea vechilor baroni din Partidul Democrat, primarii de orașe, guvernatorii de state și șefii de sindicat. Dave nu urmări prea atent. Și cum se descurcă cu asta? După mizeria de la Chicago din 1968, partidul a rescris regulile, iar McGovern a prezidat comisia care a făcut asta. De ce este asta o problemă? Pentru că vechii poli de putere nu vor lucra pentru el. Unii îl detestă atât de mult încât au pornit o mișcare numită Democrații pentru Nixon. Tinerii ca el. Trebuie să sperăm că vor fi de ajuns. În sfârșit, Bip apăru împreună cu Vali. Părinții fraților de ori în cabina lui Vali. Dave se îmbrăcă în costumul de scenă un combinezon de parașutist roșu și cizme de genist. Făcu exerciții pentru a-și încălzi vocea. În timp ce cânta gamei, intră Bip. Îi oferi un zâmbet radios și îl sărută pe obraz. Ca de obicei, lumina încăperea doar pentru că intrase. N-ar fi trebuit niciodată să o lasă să plece, se gândi Dave. Cât de prost pot fi? Cum se simte Vali? întrebă el îngrijorat. A luat o picătură de drog atât cât să-l ajute să treacă de concert. O să-și ia doza injectabilă când coboară de pe scenă. E în regulă, poate să cânte. Slavă Domnului! Ea purta pantalon sexy din satin și un tricou foarte scurt cu paiete. Se îngrășase puțin de când ei vă văzuse la sesiunea de înregistrări. Bustul ei părea mai mare și chiar avea un pic de burtică. El îi oferi ceva de băut și a cerut Coca-Cola. Servește-te cu o țigară, spuse el. M-am lăsat. Din cauza asta te-ai îngrășat. Nu, nu de asta. Nu era o critică. Arăți fantastic. Îl părăsesc pe Vali. El fu șocat. Se întoarse dinspre bar și se holbă la ea. Serios? El știe? O să-i spun după spectacolul din seara asta. Ce ușurare! Dar ce s-a întâmplat cu toate chestiile pe care mi le-ai spus despre a fi o persoană mai puțin egoistă și salvarea vieții lui Vali? Am o viață mai importantă de salvat. A ta? A copilului meu? Dumnezeule! Dave se așeză! Ești însărcinată. În trei luni. Din cauza asta ți s-au schimbat formele. Iar fumatul mă face să vomit. Nu mai folosesc nici iarbă. În difuzorul din cabină se auzi o voce care spunea. Cinci minute până la spectacol, toată lumea. Toți tehnicienii trebuie să treacă în pozițiile de spectacol. Dacă ești însărcinată, de ce-l părăsești pe valii? Spuse Dave. Nu vreau să cresc un copil în mediul acela. Una este să mă sacrific pe mine, dar cu totul altceva este să sacrific un copil. Copilul ăsta va avea o viață normală. Unde te vei duce? Mă mut înapoi cu părinții mei. Ea clătină din cap într-un gest de uimire. Este incredibil. De 10 ani fac tot ce pot ca să-i scot din sărite, dar când am avut nevoie de ajutorul lor, au spus pur și simplu da uimitor, din difuzor se auzi, un minut toată lumea. Trupa este invitată să vină la marginea scenei când este gata. Pe Dave îl trăzni un gând. Trei luni. Nu știu al cui este copilul, spuse Bip. A fost conceput în timp ce lucram la album. Am luat pilulele, dar uneori uitam să le iau, mai ales când mă drogam. Dar mi-ai spus că tu și Vali făceați sex foarte rar. Rar nu înseamnă niciodată. Aș spune că sunt 10% șanse să fie copilul lui. Deci, 90% este copilul meu. Leu aruncă o privire în cortul lui Dave. Mergem, spuse el. Vin acum, răspunse Dave. Leu plecă, iar Dave îi spuse lui Bip. Mută-te cu mine. Ia se holbă la el. Vorbești serios? Da. Chiar dacă nu este copilul tău, sunt convins că o să-ți iubesc copilul. Te iubesc pe tine, la naiba, iubesc pe Valii. Vino cu mine, te rog. O, Doamne, spuse ea și început să plângă. Am sperat și m-am rugat să spui asta. Asta înseamnă că o să vii? Desigur. Este tot ce-mi doresc. Dave simți că pentru el răsărise soarele. Bine, atunci asta vom face, spuse el. Ce se va întâmpla cu Vali? Nu vreau să moară. Am o idee în legătură cu asta, spuse Dave. Îți voi spune după spectacol. Du-te pe scenă, te așteaptă. Știu. El o sărută ușor pe gură. Ea își puse brațele în jurul lui și îl îmbrățișă. Te iubesc, spuse el. Și eu te iubesc. Am fost nebună să te las să pleci. Nu mai face asta niciodată. Niciodată. Dave ieși. Alergă peste iarbă și apoi urcă pe trepte spre locul unde era adunată trupa. Apoi fut răznit de un gând. Am uitat ceva, spuse el. Baz rosti, iritat. Ce? Chitarele sunt pe scenă. Dave nu-i răspunse. Alergă înapoi la cabină. Bip încă era acolo, ștergându-și ochii. Vrei să ne căsătorim? Întrebă Dave. Da, răspunse ea. Bine, spuse el și alergă înapoi spre scenă. Toată lumea e în regulă? Întrebă apoi. Toată lumea era în regulă. Dave conduse trupa spre scenă. Klaus Crono invită pe Rebecca să bea ceva după o ședință a Parlamentului din Hamburg. Ea a fost surprinsă. Aventura lor se încheiase în urmă cu patru ani. În ultimele 12 luni, știa ea, Claus se vedea cu o femeie frumoasă care era oficială al unui sindicat. Între timp, Claus devenise o figură deosebit de importantă a Partidului Liber Democrat, în care activa și Rebecca. Claus și prietena lui erau foarte potriviți. De fapt, Rebecca auzise că plănuiau să se căsătorească așa că ea îi aruncă o privire descurajatoare. Nu la yacht bar, adăugă Claus în grabă. Altundeva mai puțin clandestin. Iar râse încrezătoare. Merseră la un bar în centrul orașului, nu foarte departe de primărie. De dragul vremurilor trecute, Rebecca ceru un pahar de sect. O să trec direct la subiect, spuse Claus imediat ce-și primiră băuturile. Vrem să candidez pentru alegerile la Parlamentul Federal. O, exclamă ea. Aș fi fost mai puțin surprinsă dacă te dădeai la mine. El zâmbi. Nu fi surprinsă. Ești inteligentă și atrăgătoare, vorbești bine și oamenii te plac. Ești respectată de bărbații din toate partidele aici, la Hamburg. Ai aproape 10 ani de experiență în politică. Ai fi un bun de valoare dar e atât de brusc. Alegerile par întotdeauna surprinzătoare. Cancelarul Willy Brandt pusese la cale alegeri anticipate care urmau să aibă loc în 8 săptămâni. Dacă Rebecca era de acord, putea să fie membra Parlamentului înainte de Crăciun. Când trecu peste surpriză, Rebecca se simți mândră. Dorința ei cea mai mare era reunificarea Germaniei, astfel încât ea și mii de alți germani să se poată reuni cu familiile lor. Nu ar fi ajuns niciodată la acest scop în politica locală. Dar ca membru al Parlamentului Federal putea avea ceva influență. Partidul ei FDP era în coaliția de guvernământ împreună cu socialdemocrații conduși de Willy Brandt. Rebecca era de acord cu ost politic pe care o promova Brandt încercând să aibă contacte cu estul în ciuda zidului. Ea credea că este cea mai rapidă cale de a submina regimul din Germania de Est. Va trebui să discut despre asta cu soțul meu, spuse ea. Știam că o să spui asta. Femeile o fac întotdeauna. Ar însemna să-l las foarte mult timp singur. Asta se întâmplă cu toate nevestele parlamentarilor. Dar soțul meu este special. Într-adevăr, voi vorbi cu el în seara asta. Klaus se ridică și el. Și ca o părere personală... Ce? Ne cunoaștem destul de bine. Da. Ăsta este destinul tău. Bărbatul era serios. Ai fost menită să fii politician la nivel național. Orice altceva mai puțin de atât ar fi o risipă a talentului tău. O risipă criminală. Vorbesc serios. Ea a fost surprinsă de intensitatea discursului lui. Mulțumesc, spuse ea. În timp ce conducea spre casă, se simțea atât de entuziasmată cât și uluită. I se deschisese brusc un nou viitor. Ea se mai gândise în trecut la politica națională, dar îi fusese teamă că ar fi prea dificil ca femeie și nevasta unui bărbat handicapat. Dar, acum când posibilitatea asta era mai mult decât o fantezie, se simțea nerăbdătoare. Pe de altă parte, ce s-ar face Bernd? Își parcă mașina și se grăbi spre apartamentul lor. Bernd era la masa din bucătărie, în scaunul lui, corectând teme școlare cu un creion roșu ascuțit. Se dezbrăcase și purta un halat de baie pe care reușea să-l pună singur. Cel mai dificil articol pentru el era o pereche de pantaloni. Ea îi spuse imediat despre propunerea lui Klaus. Înainte să spui ceva, lasă-mă să-ți mai zic eu un lucru, Rostia. Dacă tu nu vrei ca eu să fac asta, n-am să o fac. Fără discuții, fără regrete, fără reproșuri. Suntem într-un parteneriat și asta înseamnă că niciunul dintre noi nu are dreptul să ne schimbe viața unilateral. Mulțumesc, spuse el, dar hai să vorbim despre detalii. Bundestagul lucrează de luni până vineri, aproximativ 20 de săptămâni pe an, și prezența este obligatorie. Deci, într-un an obișnuit, vei petrece cam 80 de nopți în altă parte. Pot să mă descurc cu asta, mai ales dacă angajăm o asistentă care să mă ajute dimineața. Te-ar deranja? Desigur. Dar fără discuție, nopțile în care vei fi acasă vor fi și mai plăcute. Bernd, este un om foarte bun. Trebuie să faci asta, spuse el. Este destinul tău. Iar râse scurt. Asta a spus și Klaus. Nu mă surprinde. Bărbatul ei și fostul său iubit credeau amândoi că asta era ceea ce trebuia să facă. Și ea gândea la fel. Se simțea puțin temătoare. Credea că poate să o facă, dar că va fi o provocare. Politica națională era mai dură și mai urâtă decât guvernarea locală. Presa putea să fie oribilă. Se gândi că mama ei ar fi mândră. Carla își dorise să fie un conducător și probabil că ar fi ajuns dacă nu ar fi fost prinsă în închisoarea numită Germania de Est. Avea să fie încântată dacă fica ei îndeplinea aspirațiile sale năruite. Vorbirea în următoarele trei seri, apoi în cea de-a patra sosi Dave Williams. Nu îl așteptau. Rebecca a fost surprinsă să-l vadă la ușa ei îmbrăcat cu pardesiu maro și ducând o mică valiză cu etichetele aeroportului din Hamburg. Ai fi putut să suni, spuse ea în engleză. Am pierdut numărul, răspunse el în germană. Ea îl sărută pe obraz. Ce surpriză minunată! Îl plăcuse pe Dave încă din timpurile când Plam Nelly cânta în reperban și băieții veneau în acest apartament pentru singura lor masă serioasă din timpul săptămânii. Dave îi prinsese bine lui Vali al cărui talent înflorise în acest parteneriat. Dave intră în bucătărie, lăsă jos valiza și strânse mâna lui Bernd. Ai venit direct de la Londra?" întrebă Bernd. De la San Francisco." Am călătorit 24 de ore. Vorbeau un obișnuitul lor amestec de engleză și germană. Rebecca puse cafeaua la făcut. Pe măsură ce depășea surpriza, înțelese că Dave trebuie să fie avut un motiv anume pentru această vizită și îi se făcu teamă. Dave îi explica lui Bent despre studioul de înregistrări, dar Rebecca îl întrerupse. De ce ai venit, Dave? Este ceva în neregulă?" Da," răspunse Dave. E vorba de Vali. Inima Rebecăi se opri. Ce s-a întâmplat? spune N-a murit. Nu e în viață, dar e dependent de heroină. O, oh, nu, rosti Rebecca cu greutate. Of, nu. Își îngropă fața în mâini. Și mai e ceva spuse Dave. Bip îl părăsește. Este însărcinată și nu vrea să crească un copil într-un mediu cu droguri. Of, bietul meu frățior, ce va face Bip? Spuse Bernd. Se mută cu mine la Daisy Farm. Înțeleg. Rebecca a văzut că Dave părea jenat. A revenit la dragostea lui pentru Bip, se gândia. Asta nu putea decât să înrăutățească lucrurile pentru fratele ei. Putem să facem ceva pentru Vali? Trebuie să renunțe la heroină, evident. Crezi că poate? Cu ajutorul corespunzător. Există programe speciale în state și aici în Europa care combină terapia cu un substituent chimic de obicei, metadonă. Vali trăiește însă în Hait Ashbury. Acolo există un traficant la fiecare colț de stradă și dacă el nu iese să-și cumpere unul dintre ei, îi va bate la ușă. Este foarte ușor pentru el să se lase dus de val. Deci trebuie să se mute. Cred că ar trebui să se mute aici. Of, Dumnezeule, să stea cu voi. Cred că ar putea să renunțe. Rebecca se uită la Bernd. Sunt îngrijorat pentru tine, îi spuse Bernd. Ai o slujbă și o carieră politică. Mi-e drag Vali și nu numai pentru că tu-l iubești, dar nu vreau să-ți sacrifici viața pentru el. Nu e pentru totdeauna, spuse Dave repede, dar dacă îl puteți ține curat și treați pentru un an... Rebecca încă se uita la Bernd. nu voi sacrifica viața, dar s-ar putea să fie nevoie să-i pun o pauză pentru un an. Dacă refuzi un loc în Bundestag, acum oferta s-ar putea să nu mai fie rennoită. Știu. Dave îi spuse rebecca Vreau să vii cu mine la San Francisco și să-l convingi pe Vali. Când? Mâine ar fi perfect. Am făcut deja rezervările pentru zbor. Mâine." Rebecca se gândi că nu avea cu adevărat de ales. Miza era viața lui Vali. Nimic nu se compara cu asta. L-ar pune pe el pe primul loc sigur că ar face -o. Nici nu trebuia să se gândească la asta. Oricum se simți tristă să renunțe pentru o vreme la proiectul palpitant care tocmai îi se arătase. Ce spunei despre Bundestag? întrebă Dave. Nimic spuse Rebecca. Era doar o altă treabă de care voiam să mă apuc, dar voi veni cu tine la San Francisco. Sigur că voi veni. Mâine? Da. Mulțumesc. Rebecca se ridică. Mă duc să-mi fac bagajul, spuse ea.